Înțeleg că Partidul Social Democrat va înainta și va depune o moțiune de cenzură. S-a decis odată, nu știu, după ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament? La momentul în care vorbim, mi-e imposibil să vă dau astfel de informație. N-am trecut pe la sediu, nu știu să se fi stabilit, cel puțin la nivelul celor doi șefi de lideri de grup, pardon. Pentru că mă uitam astăzi la votul care s-a dat efectiv în Parlament și am văzut că PSD nu are majoritate, chiar și cu AUR. E practic imposibil ca o moțiune de cenzură să treacă acum, în acest moment. Nu neapărat. Dacă mai greșesc câțiva de la PNL. Deci tot prin dezertări, așa. Dar nu e prin dezertări. Nu, eu cred că la un moment dat lucrurile pot fi într-atât de evidente încât oamenii politici să mai voteze și după moralitatea pe care cred eu că încă o au. E greu să cred că absolut toți oamenii politici și-au pierdut și fărâma aceea de moralitate. Așa cum Florin Roman mai de ună zi a avut curajul să o spună și a spus-o bine, eu cred că în PNL, ca și Florin Roman, mai sunt și alte voci care doar și pentru moment nu s-au făcut încă auzite. Acum depinde dacă va fi din nou un vot secret sau nu. Dacă astăzi, practic, nu a fost un vot secret. Dar dacă va fi un vot secret, ne-am putea aștepta la surprize, nu? Să înțelegem. Eu cred că le-ați fi avut de astăzi. Sau poate doar a fost, hai să spunem așa, încălzirea pentru ceea ce va urma să vină.